mai ceva ca la Oscaruri în seara asta, pe Poporul Roșu, la film. Apreciez. Așteptați la să ajungeți vedetă de film? Nu, nu mi-am propus obiectivul ăsta, dar în schimb sunt foarte fericit că acest documentar a ieșit, vorbind despre o poveste frumoasă a generației noastre. Am retrăit momentele deosebite, speciale din Statele Unite. În acest documentar avem cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc, începând cu Emery Kenney, Anghel Iordănescu, Mircea Lucescu, adică vorbim de persoane care au făcut istorie. Pe urmă, tot ceea ce a însemnat înainte de 89 calificarea la Mondialul din 90 și, bineînțeles, parcursul la Mondialul din 94 cu acel moment important de la Cardiff, da? Pe care a fost momentul în care noi am reușit, până în momentul de față, cea mai mare performanță la nivel de echipă națională. Adică să jucăm în sferturi. Cu puțină șansă, și o să vedeți în documentar, și cred că toată lumea o știe, cu puțină șansă puteam să jucăm o semifinală. Dar vorbim de un proiect în care m-am implicat de la început. Aș vrea să-i mulțumesc pe această cale, să-i mulțumesc prietenilor mei, Simion și Loredana Preotese, care au făcut un efort financiar și împreună cu cei de la Headline au reușit să-mi propună să mă implic, să fiu un fel de catalizator acestui proiect. Am reușit să adun un număr important de jucători, cam toți cei care au fost implicați în acele meciuri, în tot ceea ce înseamnă evenimentele la echipa națională, și sunt fericit, sunt foarte mândru. Îți imaginai atunci când ați fost în America scenele astea de acum, adică că peste atâția ani veți fi la fel de iubit, să zic, atunci, sau nu știu, că lumea vorbește practic la fel ca atunci? Da, chiar dacă n-am reușit să câștigăm o medalie, chiar dacă n-am reușit să câștigăm un titlu, cred că suntem până acum generația de neuitat la nivel de fotbal, la nivel de echipă națională. Eu spune, nu generația de aur, spune generația de neuitat, pentru că ceea ce s-a creat atunci în acele zile la campionatul mondial din 94 a fost ceva de neuitat, de vis și special pentru noi. Să vezi a doua revoluție, da, după meciurile noastre, a semnat foarte mult pentru noi. Este un film pe care generația de astăzi trebuie să-l vadă și ca un factor motivațional pentru Euro? Ei sunt... Generația actuală a ajuns la un nivel foarte bun și m-am bucurat enorm și sunt mândru ca analist sportiv să fiu implicat la un turneu final și să avem echipa noastră să participe la un turneu final și noi să fim implicați direct cu sufletul și profesional. Sunt fericit, Iordănescu a făcut o treabă foarte bună, avem un nucleu important de jucători care au ajuns la un nivel foarte bun. Am fost neînviși, am terminat grupa pe primul loc. Nu sunt probleme de accidentări și sper ca la ora startului la turneul final echipa noastră națională să ieșim la nivel. Dar sunt probleme cu minutele de joc mai la toți jucătorii care ne-au calificat, începând cu Ianis Hagi, Moldovan, Drăgușiră, Camarin, ce face? Asta e problema selecționerului, a lui Edi Iordănescu. S-au vândut peste... Poftiți? O să vină și el, o să vină trei din cei patru copii la eveniment, la avantpremieră. Eu mă bucur foarte mult că s-a realizat, pentru că este foarte greu să strângi imagini, să strângi atâtea informații și să vorbească cam toți cei care au fost implicați. Dar asta e un documentar special de suple și eu consider că este o poveste frumoasă pentru noi. Și încă o dovadă de iubire a suporterilor pentru generația de aur, 30.000 de bilete, peste 30.000 de bilete vândute la meciul din Milan. Da, va fi ultima noastră apariție. Sperăm ca toți să ajungem la ora jocului în condiții foarte bune și aici mă refer din punct de vedere fizic, să nu avem probleme de sănătate și ceva kilograme în minus și să oferim iubitorilor de fotbal așa, o ultimă last dance, mă rog, ultimă
Ne ultima, mai puteți da un ultimul nume, meci. Ce scuze, ne puteți da un nume cei care vor fi prezenți la acel meci în afară? Gica Popescu are lista, n-aș vrea să dau nume. Trebuie să semnă, că trebuie să semneze și să fie tot oficial ca să putem să... Dar va fi o conferință de presă și... Iar mâine vom lansa și tricourile la Muzeul Fotbalului. Mâine vom avea o conferință de presă, se va lansa și acolo. Va fi shop online și tot ce înseamnă magazinul echipei naționale. Mulțumim!